Salut, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Bine, eu sunt Alex cu o chestie pe cap și o pălărie specială. Și bine, am și un animăluț aici, două secunde, la pet. Unde-s peturile mei? Pets. Și am și un rabbit, care mi se pare extraordinar de drăguț. Deci avem un rabbit acum după noi. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga mult de tot să nu uitați să apăsați și butonul de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri, pentru că știți că mă aștept și mă motivează să continui. Și am intrat în team, nu vreau să fac chestia asta, dar hai să jucăm și un team acum. Vreau să vă spun că vreau să, adică am aprins din nou febra asta gamingului și vreau să mă apuc să postez pe canalul de gaming de 2-3 ori pe zi, dacă voi reuși. Dar vreau să am toată susținerea voastră, deci vă rog, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că m-ar motiva foarte tare să fac chestia asta. O să continui cu seriile mele cu Minecraft și poate și cu alte jocuri, pentru că am în plan să mai joc și alte jocuri. O să mai continui și cu Clash Royale și cu seriile mele în principal. Ce, a venit cineva la noi? Nu cred, nu. Păi, cineva se bate. Zi-mi că cu echipierul meu nu-i mort. Nu, e în viață, e în viață. Hai, mă, dai tu un cu echipierul meu? Uai, ce dă el? Mamă, ce lag! Mamă, și-am făcut setarea aia la internet să nu mai am lag, dar acum, după părerea mea, cred că am mai mult. Nu am vrut asta, stai, că nu mai vreau. Return to lobby, vă rog frumos, da. Nu mai vreau, vreau solo, frate. N-are niciun... nu-i amuzant așa, vreau solo. Dă-mă pe solo, frate. Solo insane, din câte am văzut de la videoclipurile mele vechi, nu vă plăcea când jucam așa, deci nu vă plăcea când jucam normal, deci o să jucăm decât insane mode. Pentru că am văzut că vă place mult mai mult și... na, vreau să fac ceea ce vă place vouă. Bun, haideți să vedem cum ne vom descurca astăzi. Trebuie să ne punem și noi un protection pe... cască rapid. Hai că ne-am mișcat rapid. Chiar ne-am mișcat rapid, adică fără glumă. Uite așa, foarte bine, frumos. Avem și buțe, avem armura full. Avem chiar și niște protection acolo. Haide. O, cât de multă mi-a până mă duc eu în mijloc. Frate, nu te uita la mine, te rog. Hai mă, frate, dă ăla cu săgeți. Păi ce pot să fac? Hai, dă-i cu săgeți tu în mine, hai. Așa, dă și el în tine, foarte bine. Am ajuns în mijloc. M-am prins, nu? Am sărit, am scăpat. Hai mă, hai. Dar de ce nu pot să lovesc? Deci nu mi se înregistrează hiturile. Da mă, du-te. Încă unul. Ah, frate, nu, m-a luat pe la spate. Doamne, ce bine jucați. Dar nu mi se registrează hiturile, deoarece este lag pe serverul meu. Aș dori să avem și noi români. Eu am personal un ping foarte prost pe serverul ăsta. Nu înțeleg de ce, dar am ping ăsta atât de prost. Filmăm de 3 minute doar. Deci am un ping execrabil pe Hypixel și chiar îmi pare rău, pentru că este unul dintre serverele mele favorite, trebuie să vă recunosc. Este unul dintre serverele mele favorite și pur și simplu am un ping atât de prost din cauza locației, din câte știu eu, este pingul acesta. Acum nu știu ce să spun. Hai să vedem. Vom vedea noi în continuare ce să spunem. Mi-am dat experiență. Atunci hai să punem pe asta așa. Ok. Nu vreau să ies de aici, pentru că ăștia stau și mă pândesc și nu-mi place chestia asta. Oh, era să cad. Oh, era să nu țin shift-ul apăsat când mă duceam așa. Hop, am ajuns? Da, vrei tu să mă dai jos, dar n-ai putut, frate. Îmi pare rău pentru tine. Jos. Bun, ai teme. Nu vine nimeni? Ba da, o să vină cineva, sunt sigur, pentru că n-ar avea de ce să stea pe insulele lor, adică... dar eu zic să mă pregătesc cu săgeți. Câți mai sunt? Doar 3, mai e tipul ăsta. Care aparent vrea să se bă... mare puțin HP! Da, mori! Dude, de ce nu murea? Adică am dat în el! Bagă Potion of Regeneration. Plus că mai am și ok. N-am nevoie de speed. Tipul ăla trebuie să moară. Tipa asta. Sau tipul ăsta sau... ce-o face el acolo? Oh my god, frate, vrei să joci sau nu? Adică, îți place așa să nu faci nimic? Și aici jos se poate... Nu pot să intre aici jos. Op, uite-l! Nu, mi se apropie acolo. El doar trage.
Ho! Deci vă rog, hai să-l filmăm puțin pe tipul ăsta, uitați-vă la el. Doamne, cât de hacker e tipul. Ah, și-a murit, da, tare, bravo. După ce l-am omorât eu, tipul ăla a luat n-am vrut asta. Tipul ăla a luat tot ce-i trebuia, foarte, foarte tare, ce să zic, da. Ca de obicei, eu omor și după, deci eu omor hackerul și după totul e ok. Deci nu se mai, da, mă rog. Hop. Ce vreau să vă anunț, vreau să vă anunț că mi-am comandat acum niște un braț de microfon și un pop filter pentru a îmbunătăți calitatea audio. Ha! Cât de chiar mă vezi, da? Oh, doamne, doamne, la limita, la limita, la limita, la limita. Avea sabie mult mai bună decât a mea. Probabil am și o sabie de diamant aici, dar na, uitați, vedeți, aveam și o sabie de diamant. Nu am apucat să o folosesc. Nu veni. N-aveam ce să-i fac, frate. Bă, ce bine joacă unii. Se vede că n-am mai jucat de mult timp PvP. Dar nu este nicio problemă. Ne vom continua noi în seria. Și voi dezvolta niște, un skill mai bun în PvP. Și pentru Survival Games și pentru Bed Wars. Și pentru ce o să mai joc eu pe aici. Dar și Skywars-o am văzut că e o serie apreciată. Deci am să joc. Nu am zis, vreau să joc ce vă place vouă. Nu mai veni, frate, iară la mine, că nici n-am apucat să mă trezesc. Frate, what the fuck. Na, lol, da, las. Am vrut să mă mișc, dar nu aveam ouăle în inventar. Hop, ok, că am ajuns și în mijloc, ok. E ce să stai aici? Care aparent mi-a dat niște buți chiar buni. Mă rog, e cam singurul lucru pe care cred că poate să mi-l dea bun. Ha! Am să-l omor pe ăsta. Mori. Fără milă, fără milă, scuze, frate. Nu! Nu, frate, de ce vii să mă iei pe la spate? Urăsc când sunt luat pe la spate, deci este atât de groaznic. N-am nicio șansă când sunt luat pe la spate, mai ales când eu deja mă bag cu cineva. Și vii tu și mă iei pe la spate, ca un laș. Bine, și mai fac chestia asta. Dar asta este partea a doua. Hai să jucăm mai tactic, hai să jucăm mai tactic. Deci meciul ăsta, repriza asta, jucăm mai tactic. Fiți atenți. Oh, bă, bun. Hai să băgăm toate poțiunile de experiență. Jucăm mai tactic. Stăm în bază, ne facem armura și arma. Și după, n-am ce să fac de fapt o armă. Cred că pot de fapt să-i pun sharpness 2. S-ar mai uita să punem sharpness 2 pe sabie. Ce credeți? Uite așa. Să-mi dea așa. Hai să facem așa mai bine. Facem și noi o mică schimbare. Ce vrei, mă? Zi-mă ce vrei, ha? Ce vrei, ha? Porcule. Ok, probabil o să trească să ne batem cu porcul ăsta. Dar nu știu acum cum o să facem chestia asta. Oare cum cred că ar trebui să încerci o chestie aia pe normal, gen GY-ul ăsta, pentru că parcă e prea mare. Simt eu. Doamne, trage -o. Uite așa. Cred că e ok așa. Oare cum să nu mă încurce când mă joc, asta vreau. Porcule! Am buscat-o peste porc! Vrei tu să vii la mine, a? N-ai mai venit până la urmă, ce ai făcut? Te-ai răzgândit, nu-i așa? Ce să-ți fac? Uite acum. Ai că nu mai întrebeam cu o sabie cu sharpness. Și făceam. Dar există șansă să. Da, îmi fac sharpness 3, fiți atenți. Deci fiți atenți. Deci fiți atenți. Fiți atenți, da. Uitați. Hop. Ha! Doamne, 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 ce venise tipul ăsta. Bag asta, repede. Ok, mamă, era să. Frate, ce mă enervează, mă sperie jocul ăsta. Ok, wow, ce mic se vede totul pentru mine. A, am două sabii cu sharpness 2 deja. Sharpness 2 cu sharpness 2 ne dă sharpness 3. Foarte tare, deja avem sharpness 3. Și acum avem și pantaloni din astea șmecheri. Hai să facem incenturi. Mai suntem câțiva player rămași. Dar eu vreau să-mi fac incenturi pentru că vreau să-mi asigur victoria. Să nu mai pățesc ca meciurile trecute. Protection, 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 protection. Am și două perle foarte tare. Și am și fire resistance, pe care s-ar mai uita să-l beau cum ție 3 minute, adică nu strică cu absolut nimic. O să bem și acest fire resistance și o să păstrăm perlele pentru că vreau să mă duc după ei cu perlele peste ceilalți doi playeri. Ăsta e meciul meu, ăsta trebuie să-l câștig. Cred că va fi primul pe care îl câștig episodul acesta și de obicei nu vreau să mă las până nu câștig un meci, deci, da, primul. Wow, două bucăți, deci voi vă dați seama ce înseamnă sharpness fucking 3, e prea mic ăsta, nu s-a obișnuit. Dar cred că mă ajută mai mult asta la PvP. Cred pentru că nu mai ocupa de mult spațiu din ecran. E.
O bucată? Sharpness 3, bro. Mamă, și ce armură are el. Da, l-am bătut, easy. Ok, primul meu meci câștigat de pe acest episod. E foarte, foarte bine. Ce? Acum mi-a picat fața. Dude, nu cred. Nu cred, trebuia să-mi fac drum, că acum... Mamă, nu cred, frate. Hai, mă, facem bătaie sau nu facem? Hai. Nu mă împingi, nu mă împingi, nu mă împingi. Nu mă împingi. Ba da, mă împingi. Frate, knockback, ce, ce pui mie? Am, dar m-ai jucat cu ăsta. Nu e ăla de dădea ciuntă. Nu-i tipul ăla de dădea foarte ciudat? Cred că el era. Dar nu știu de ce da așa ciudat, frate. Hai, asta e ultimul match. Dar dădea foarte ciudat tipul ăsta și oarecum mă enervează. Da. După părerea mea avea hack. Nu știu. nu știu ce părere aveți voi. Dar după a mea avea hack. Deci hai să-mi luăm pe o sabie să ne asigurăm că avem viitorul asigurat. Și să mergem către mijloc. Sau de fapt ar trebui să-mi fac asta. Știți că îmi place să-mi pun Sharpness 2 pe sabie. Dar tipul ăla avea o armură mult prea puternică pentru mine. Era de nepătruns armura lui. Pur și simplu dădeam în el și nu se întâmpla nimic. Ați văzut voi cât am dat în el până să iau puțină viață. Deci a fost incredibil. Ar trebui să mă duc repede în mijloc pentru că sunt iteme super super puternice. Am nevoie de protection-urile astea pe care sunt pe aici în mijloc. Ok, pereche de buți. Bun. Trebuie să mă grăbesc. Nu, trebuie tot ce e acolo. Dă-mi și mie iteme bune. Te rog frumos, numai îmi da junghiile astea de iteme. În sfârșit. Ok, bun, am și un protection 4. Și avem și merele astea de aur pe care le putem mânca. Dar parcă e prea mică aia, aia. Dar parcă nu mă mai deranjează așa. Parcă văd și jocul. E mai bine așa, cred. Nu știu. Și avem și niște din ăsta, dar n-am cu ce să-i dau foc. Oare dacă... Da, mâine, mâine mă bați. N-ai ce șansă, frate. Bun, și avem un Sharpness 1. Dacă mai fi avut un Sharpness of... aș putea tot să mă întorc la mine pe insulă dacă doresc. Și cred că doresc, pentru că pot să-mi pac Power 2 pe arc și e destul de important, sincer. Mai suntem 4 player, mai e tipul ăla și... Nu știu cine mai e. Oh, pot să mă întâlnesc. Hai mă, hai. Te rog, mori, frate, nu mai face asta. Da, da, bine gândită. E, păi de nu vin eu la... Nu cred. Deci care erau șansele? Care erau șansele să mi se întâmple chestia asta? Cred că erau 0. Nu știu, ăsta e ultimul match. Deci ăsta e chiar ultimul match, frate. Deci nu mai pot, fraților. Deci care erau șansele să mi se întâmple chestia asta? Este așa că parcă ar trebui mutat ăsta un pic de tot. Nu? Parcă e mai drept acum. Se blochează Minecraft-ul când ies din el, știți și voi, că n-am două monitoare. Și mi-e destul de greu când vreau să lucrez în ceva în OBS, de exemplu, să fac o mică schimbare sau ceva. Joculețul se blochează, ceea ce este nașpa. De ce am două enchantment table-uri? Adică, de ce mi-ai dat două? Deci ce aș face cu două, serios? Nu știu, nu cred că e de mine, dar... Da, ce aș face eu cu două enchantment table-uri? Păi, pur și simplu, n-am ce să fac. Doar să le am. Bun, hai să punem și noi protection acum. Sau, știți ce cred că aș face? Da, cred că pun protection. Sau, pe pantaloni am auzit că e cel mai bine să pui protection-ul. Hai să punem pe pantaloni, că din câte am văzut are, au dreptate oamenii și pe pantaloni nu prea îți dă protection. Deci hai să încercăm cu pantalonii de data aceasta. Ok, că am ajuns în mijloc, e bine. Mergem la bătaie și noi. Bine, bine. Am nevoie de tine. Blaze-ule, Blaze-ule, ajută-mă. Hai, Blaze-ule, spawnează-te total. Dă-i în ei, dă-i în ei, bine, bine. Bun, bun, bun. Sabie mai bună. Ok, așa, hai. Eu zic să mă liniștesc pentru că... Tipul ăla. Am knockback fucking 3 și tu. Am plecat? Oh, that juke, though! Mi-ai putut blaze-ul nou! Tipul ăsta e ăla care dă bine rău!
Băteți-vă între voi! Nu mă mai alergați pe mine. Băteți-vă și voi între voi, vă rog frumos. Cer prea mult? Nu cred. No, are arc. No, no, no. Ha! Draga mea, te rog frumos, lasă-mă că mă bați. Ok. Sper în tot sufletul să vă fi plăcut acest episod. Îmi pare rău, n-am câștigat cred că niciun match, da. Dar am fost foarte aproape, v-am zis că n-am mai jucat de atâta timp și chestia asta chiar se simte că n-am mai jucat de atâta timp niciun PvP. De când s-a închis MCSG-ul chiar n-am mai avut treabă cu PvP-ul, trebuie să recunosc, fraților. Dar am și eu niște coins din ăștia și cred că cu coins, da, cu coins ăștia pot să cumpăr souls. Stați două secunde, soul upgrade. Da. Și pot să... ce? Am asta, nu? Nu, n-am. Eu sunt inventory are too full to buy that. Ah, deci am soul-uri destule, am 55. Ok, păi atunci hai să luăm unde ăsta. Deschidem unde ăsta, facem case opening. Poate îmi pică și mie snowman kit-ul pe care mi-l doresc de atâta timp și pur și simplu nu-mi pică. Dar hai să vedem dacă îmi pică și mie odată și odată. Te rog, de ce treci peste de te rog, oprește-te. De ce nu te-ai oprit? Pentru numele lui Dumnezeu, mereu îmi pică prostii. Oh my god, n-am nevoie de chestiile astea, sunt useless. Hai să vedem dacă mai putem. Hai să cumpărăm soul-uri. Ok. Și acum, hai să mai deschidem o singură dată. Te rog, dăm snowman kit-ul. Deci, cred că am deschis la cutii din astea și tot nu-mi pică snowman kit-ul. Este fabulos. Trebuie să beau și niște apă. Chiar dacă încheiem episodul, dar... Da. Sper în tot sufletul să vă fi plăcut acest episod. Eu am fost tare și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!